aproape dezinteresat de carieră. Când spun carieră, nu mă refer la o carieră profesională, ci mă refer la o carieră spirituală. La demnitate, la greutate, la experiență cu Dumnezeu, la maturitate. La vârsta aceasta vreți lucruri de care peste ani o să vă fie rușine. Și în al doilea rând, la vârsta aceasta, în mod exagerat sunteți atrași de plăcere, crezând că este unul dintre singurele lucruri pentru care trăiți. Mă bucur că în seara aceasta am din nou oportunitatea să vă revăd și să vă vorbesc. Îmi place să cred că o parte dintre cuvintele pe care le spun vă afectează existența și vor constitui pentru voi în viitor, poate chiar în prezent, anumite repere. Ce înseamnă reper? Ați observat că acum în iarna, în Chicago, pentru că este un oraș unde ninge mult, pe marginea drumului, se pun niște bețe în situația în care zăpada este foarte mare și nu se mai vede trotuarul, marginea trotuarului, să vezi bețele acelea și văzând reperele acelea să știi că acolo se termină trotuarul, să nu calci alături. În seara aceasta aș vrea să abordăm într-un mod practic lecția noastră și încep prin a vă aduce aminte de doi frați care erau numiți în Scripturi fiii tunetului. Aceștia aveau un temperament impulsiv, agresiv, un temperament puternic și de aceea Biblia îi numește pe ei fiii tunetului. Era vorba de fiii lui Zebedei. Amândoi aveau temperamentul acesta și Biblia, dacă observați, ni prezintă ca pe niște oameni care sunt întotdeauna la fel. Și după ce s-au schimbat, au rămas la fel. În seara aceasta aș vrea să trecem puțin, așa cum v-am promis data trecută, pe la cele patru tipuri temperamentale și eu știu că, fără să vreți, în timp ce mă veți asculta, fiecare dintre voi vă veți găsi pe voi cu trăsăturile acelea sau veți spune, aha, așa e mama, sau aha, așa e tata, dar exact așa e tata sau sora mea. O să vedeți cât de bine se potrivește pentru noi. Este bine să știți cum sunteți voi, este bine să știți cum sunt cei din casa voastră, cum vreți să fie partenerul vostru de viață. De asemenea, dacă știți cum sunteți, știți și cum să preveniți, adică să preîntâmpinați anumite eșecuri pe care le veți avea în viață. Dar să revenim. Vă aduc aminte că cele patru tipuri temperamentale, așa cum noi le folosim în seara aceasta, au fost, așa cum vă spuneam data trecută, prezentate de un mare bărbat, un mare filozof. Psihologia modernă a oferit alte soluții, alte denumiri, însă acestea au supraviețuit de-a lungul timpului cel mai mult. Primul tip temperamental este sangvinicul. El este un temperament cald, este foarte optimist, exagerat de optimist, este foarte vioi, este gata să se distreze în orice clipă. El nu se plictisește absolut niciodată. Este foarte receptiv de felul lui. Atât de receptiv este, încât este ușor de influențat. Dacă un astfel de om ajunge cu o slujbă în conducerea bisericii și va sta de vorbă cu el o persoană mai conservatoare, a doua zi el va predica despre gândul pe care l-a spus omul ăla și va deveni ca omul ăla cu care a vorbit aseară. Dacă va avea o soție mai liberală și îi va spune, mă, omule, tu ai grijă ce predici, că prea ești așa în biserică, fii un pic mai deschis. Dintr-o dată el se va lăsa influențat de soția lui și a doua zi va fi așa. El este așa cum îl fac oamenii din jurul lui. El nu are coloană vertebrală, nu are verticalitate. El este foarte ușor de influențat. Îl influențează orice. Oricine stă de vorbă cu el, îl influențează. Îi crede pe toți, de felul lui este puțin cam naiv. Acesta este sangvinicul. Mai mult de atât,
nu numai că este o fire foarte deschisă, foarte prietenoasă, foarte optimistă, el ia decizii bazate pe sentimente. Dacă are niște sentimente negative, ia decizii negative. Dacă are niște sentimente pozitive, dintr-o dată ia decizii bazate pe sentimentele pozitive. Eu întotdeauna spun, ascultați-vă sentimentele, dar urmați-vă inima. Nu, urmați-vă rațiunea. Ascultați-vă inima, ascultați-vă sentimentele, dar urmați-vă rațiunea. Sangvinicul este un om care își urmează sentimentele. El trăiește în funcție de cum se simte. Dacă se simte bine, deciziile lui vor fi pe măsură. Dacă se simte rău, de asemenea. El întotdeauna face atmosferă. Nu este niciodată plictisit. Îi face pe toți să râdă. Tot timpul el vorbește mult, el râde mult, el e peste tot. El tot timpul te bate pe urmă. Hei, ce faci? Nu vrei să ne jucăm? Niciodată nu se plictisește. Dar niciodată. Tot timpul râde, glumește, face atmosfera, aleargă de colo până colo. Deseori când îl vezi, te întrebi, omul acesta nu are nicio problemă? Pare că nu are nicio problemă. Dar și el are multe probleme. Câteodată mai multe decât alții. Este un povestitor excelent. Dacă ajunge predicator, ajunge un predicator bun. El povestește cu multă pasiune și trăiește ceea ce spune. Te uiți la el că el crede ce spune. E un povestitor deosebit de plăcut. Povestește cu multă pasiune, trăiește ceea ce povestește și dacă face job, dacă face muncă din a vorbi, atunci ajunge la mare performanță. Are foarte mulți prieteni, aproape toți cunoscuții lui îi sunt prieteni. Este foarte sociabil, este foarte vorbăreț, vorbește fără nicio ușurință, când se duce la microfon pentru el e o mare plăcere. Sunt oameni care atunci când ajung la microfon încremenesc, nu reușesc să vorbească, se blochează. Asta nu înseamnă că nu le merge mintea, sunt oameni inteligenți, dar nu reușesc să vorbească. Le este jenă, le este frică să vorbească în fața oamenilor. Ei bine, sangvinicul vorbește fără nicio problemă. Marea lui problemă este că vorbește mult. Ăstuia îi place să se audă auzind. El vorbește, el se ascultă. Și așa îi place când se aude și tot vorbește și tot se ascultă și așa de mult vorbește până când se satură el de el. El simte foarte ușor cu ceilalți oameni. Dacă găsește pe cineva care e trist, el imediat se face trist cu ăla pe care îl găsește trist. Și ăla trist se simte bine în prezența lui. Dacă găsește pe cineva vesel, el imediat se schimbă și se face vesel ca cel pe care l-a găsit. E bun de consilier. El se potrivește cu persoana care intră la el în office pentru că se dă după omul care a intrat fără nicio problemă. El nu este pe partea cealaltă, el întotdeauna este cu tine. Întotdeauna te vei simți bine lângă el pentru că ai senzația că te înțelege. Nu știu sigur dacă te înțelege, dar știu sigur că ai senzația că te înțelege. Nu suportă singurătatea, nu-i place să fie singur niciodată. Dacă vrei să-l pedepsești, determină-l să stea singur și va fi pentru el un mare chin. Nu suportă să fie singur, lui place să vorbească. Și dacă n-are cu cine, fluieră, cântă, face ceva, nu poate să tacă. Simte neapărat să se exprime, simte neapărat să se exprime. Este foarte sincer. De cele mai multe ori este mai sincer decât ar trebui să fie un om serios. De aceea, el spune tot ce gândește, dar aproape niciodată nu gândește tot ce spune. Are tendințe spre bârfă, spre cleveteală, spre a discuta despre alții. Tot timpul vorbește. Și dacă vorbește mult, sigur că nu întotdeauna vorbește bine. Așa este el. Foarte sincer. Spune absolut tot ce are în inima lui. Nu poate să țină secrete. Dacă aveți un prieten sangvinic, eu vă sfătuiesc să nu-i spuneți secretele. Iar dacă totuși vreți să îi le spuneți, sunteți liberi. Dar ar fi bine să nu o faceți. El pare foarte sigur pe sine. Când îl vezi, făcând ceva, îți dă impresia că se pricepe la toate. Dacă îl pui să vorbească, se duce așa foarte sigur la microfon și vorbește, ai senzația că în ultimile 2 săptămâni tot timpul s-a pregătit pentru speech-ul care îl ține. Dar el, săracul, poate fi pe din afară.
dar îți dă senzația că e foarte bine pregătit. Dacă se duce să cânte, până să înceapă, ai impresia că va cânta foarte bine. Pentru că pare stăpân pe sine. Orice face, îți dă senzația, a, șeful, lași pe mine. Și de multe ori, pentru că îți dă senzația că face treabă bună, îl lași să facă. Și după ce termină, îți pare rău că te-ai lăsat convins așa de ușor. Este tipul de om care face impresie imediat. Fetelor, aveți grijă. Dacă veți întâlni un sangvinic, ăsta este în stare să pară tot ce vă place să vedeți. Dacă vă place să vedeți un băiat cu minte, el este cel mai cu minte. Dacă vă place să vedeți un băiat educat, el este cel mai educat. Cum vă place să fie, așa este. Dar credeți-mă, nu prea este așa. Trebuie să vedeți dincolo de ce se vede. Iar dacă nu aveți răbdare și vă căsătoriți cu el, o să constatați că v-ați căsătorit cu doi oameni. Unul pare și altul este. Dar de fapt v-ați căsătorit cu unul, numai cu ăla care este. Pentru că ăla care pare nu există. E doar o senzație. Băieți, să știți că nu numai băieții sunt așa, și fetele sunt așa. Aveți grijă. În general, sangvinicii sunt buni în viață pentru a deveni vânzători. Ăsta te convinge să cumperi de la el din magazin fără nicio problemă. Îți spune, oh, ce bine stă cu pantofii ăștia, ești mai înalt, ești mai elegant, ți se vede gamba, i-ai cumpărat imediat. Dacă te duci să-ți cumperi un costum sau o cămașă sau orice, imediat îți spune că, vai de mine, n-am mai văzut de mult o fată așa să-i stea bine cu chestia asta. Te face să o cumperi imediat. Ăștia-s grozav să se facă vânzători. Aviz celor care n-au muncă și sunt sangvinici. De asemenea, sunt foarte buni în domeniul medical să lucreze, pentru că ei sunt niște oameni foarte prietenoși, vorbesc ușor și se adaptează ușor la necazurile și la lacrimile altora. Când devine soră medicală o astfel de fată, oamenii din salon spun că asta este pâinea lui Dumnezeu. Ea când intră, ai impresia că simte tot ce simți tu. Și când îți face injecție, ai impresia că mai tare o doare pe ea decât pe tine. Este bună de lucrător medical. De asemenea, este bun învățământ. Mai ales pentru că face impresie și pentru că pare stăpân pe sine. Este bun de actor. Dacă există actori buni, să știți că toți sunt sangvinici. Pentru că ăștia sunt în stare să pară ce vrei tu. Dacă vrei să fie John Wayne, atunci fără nicio problemă și ia pistol și ai impresia că este el. Dacă vrei să plângă, plânge, de-ai impresia că-l doare. Dacă vrei să râdă, râde. N-are nicio problemă, poate să facă tot ce vrei. De asemenea, sunt buni oratori, sunt buni de predicatori. Sangvinicii sunt foarte buni predicatori. Câți dintre ăștia sunt pocăiți, sunt și mai buni predicatori. Nu prea sunt buni în funcție de conducere. Ocazional pot ține locul pentru o seară, pentru două, dar dacă îi puneți pentru mult timp în funcție de conducere, să știți că nu sunt buni. Să nu le dați niciodată calitatea să fie lideri, pentru că nu sunt buni de lideri. Nu că nu vor, nu au puterea. Poate să stea fratele lui Gimițoi de vorbă cu el în fiecare lune și în fiecare marțe, că nu se lipește nimic de el. De ce? E doar un sangvinic. E bun la altceva, dar la să fie lider nu-i bun. Pentru că el mă lasă să cred că a înțeles și duminică seara văd că n-a înțeles nimic. Al doilea tip temperamental este colericul. Colericul este genul de om foarte impulsiv, foarte nervos, foarte aprins, foarte iute. Ăsta e ca ardeiul. Are o voință foarte puternică. Este independent și are o foarte mare încredere în el. Mereu spune, eu? Dar tu cu cine vorbești? Mereu are o încredere prea mare în el. El crede că poate să facă orice. Dacă se strică o bancă, zice, eu o repar. Dacă nu mai merge un microfon, zice, dă-mi-l mie că l-am făcut imediat. La orice se pricepe. Fiți atenți.
Când veți întâlni un mecanic coleric sau unul de la care repară frigidere și televizoare și e coleric, să aveți mare grijă. Că ăsta se pricepe la orice, dar dacă aveți timp să vă uitați la el, nu știu la ce o să se priceapă. E foarte selectiv. Nu se mulțumește cu orice. Ăsta, dacă te duci cu el să-și aleagă o prăjitură, e foarte selectiv. E foarte selectiv. E ferm. Este un om foarte ferm. Ia foarte ușor decizii. În orice împrejurare, într-o împrejurare de criză, el imediat ia o decizie. Nu ia decizii greu. Nu se hotărăște greu. Am avut un coleg când am fost la școala biblică, Pavel Boroș. Am avut un coleg. El era mare, era încă o dată cât mine. Amândoi făceam o echipă bună, făceam contrast. Și ne-am dus la librăria Bisericii Ortodoxe din dealul Metropoliei din București să cumpărăm o carte a Sfinților Părinți de care aveam nevoie la școală. Și era o carte foarte scumpă pentru bugetul nostru. Eu am intrat cu el în librărie. Ne-am dus acolo, ne-am uitat, eu nici nu m-am uitat bine și am spus, vreau să cumpăr cartea aia. Și am cumpărat-o. Am pus-o într-o sacoșă și m-am uitat la el. El spune, vreți să-mi arătați cartea aia? Adică o carte exact ca cea pe care am cumpărat-o. Era cartea pentru care ne dusesem acolo să o cumpărăm. Și începe să o răsfoiască. Și bagă degetul în gură și dă prima pagină. Se uită, se uită, se uită. Nici acum nu știu la ce s-o fi uitat așa de mult. Dar s-a uitat foarte mult. Și a mai umezit odată degetul pe cu limba, a dat-o pe a doua, s-a uitat, a început să răsfoiască, s-a dus la cuprins. S-a uitat acolo, am simțit că undeva aici, în zona abdomenului, la stomac, mi se strânge ceva. Am tras aer, l-am așteptat și a început să vorbească cu femeia care vindea acolo. Era o măicuță și a început să-i ceară părerea despre carte. După ce a vorbit cu ea, s-a uitat la mine și m-a întrebat pe mine, tu ce părere ai de carte? Și i-am zis, păi tu nu mă vezi că am cumpărat-o? Puțin supărat și grăbit. Nu mă vezi că am cumpărat-o, cum ce părere am? De moment ce am cumpărat-o, am zis, e o carte bună. Și zice, trebuie să mai mă gândesc. Și s-a gândit. Și în timp ce se gândea, am spus, auzi, cred că eu plec. Dacă vrei să te mai gândești, eu plec. Fă ce faci, o iei sau nu o iei? Și a spus, nu o iau. Și a pus cartea acolo și am plecat. Când am ajuns la ușă, îmi spune, mă, dar totuși cred că aș lua-o. Și spun, bine, hai să ne întoarcem și să o iei. Vreți să mă credeți că s-a repetat povestea cu degetul, cu limba, cu prima pagină, cu a doua, cu prinsul? A cerut sfatul la măicuță, mi-a cerut mie sfatul. A stat, s-a gândit și în sfârșit a spus, cred că nu o iau. Povestea asta n-am să uit niciodată. A fost o poveste așa de neplăcută pentru mine. Nici astăzi nu pot să înțeleg cum un om se poate hotărâ așa de greu să-și cumpere un lucru. Mă gândesc câte lucruri are timp omul ăsta să-și cumpere în viață dacă și le cumpără în maniera asta. Poate că e bine, că nu cheltuiește mulți bani. În sfârșit, colericul este un om care acum a luat decizie. S-a uitat și a spus, ia! Nici nu știi de ce ține cont, dar acum la repezeal. El ia decizii imediat. Imediat. De asemenea, nu are nevoie să fie stimulat, motivat ca să facă treabă. Nu trebuie să-i mai zici, hai mă, mai ridică-te și mai fă un pic de treabă, mai stai 15 minute peste program și mai repetă cântarea de două ori. Na. Ăsta atâta ambiție are, foarte ambițios. El face singur, e motivat din interiorul lui. Acolo moare făcând. Dacă i-ai încredințat un lucru, să fii sigur, să te culci liniștit, că îl face imediat, îl face bine. Cine are companie și are 2-3 muncitori de felul ăsta, în 2-3 ani ajunge sigur bogat. Are foarte multe idei.
are foarte multe planuri în cap. El foarte ușor e în stare să-ți spună dacă îi cer părerea, îi cer părerea cum să fac aici. Imediat îți spune ce să faci. Și zice, dacă asta nu-ți place, uite, planul B. Și imediat îți spune un al doilea plan. Și dacă zice, nu merge ăsta, și dacă ai timp să-l asculți, bă, omule, atâta planuri are ăsta în cap încât te gândești cum o fi avut loc acolo. E foarte practic și iese tot ce face. Tot ce face iese la el. De orice se apucă, face. Nu numai că se apucă, dar și face, termină. Îl deranjează nedreptatea, nu suportă nedreptatea. Ăsta nu poate să tacă. Când a văzut o nedreptate, imediat s-a ridicat și spune, hei, tu nu faci bine. Și zici, tu și mă dă în gură că... Cum să tac de gură, mă, dar tu nu vezi ce asta e corect? El nu suportă ce nu-i corect, nu suportă. N-are rușine, se ridică și spune ce nu-i corect. Din punctul acesta de vedere, oamenii sunt de trei feluri. Și acum mă refer la oamenii care au slujbe, care au poziții. Priviți, vă rog, în biserică. Priviți, vă rog, în cercul vostru, unde slujiți voi, într-un grup de tineri. În întâlnirile voastre dintre tineri, priviți că sunt trei categorii de oameni. 1. Oamenii care sacrifică relația pentru slujbă. Adică, eu v-am dat de lucru. La voi cinci v-am dat de lucru. Și eu am o relație bună cu voi. Și v-am dat să faceți fiecare câte ceva. Și tu nu ai făcut. Și atunci vin la tine și spun așa, am avut încredere în tine, m-ai trădat, cu tine am terminat. Pentru că tu trebuia să faci lucrul acela. Este important ce te-am rugat să faci și tu nu ai făcut. Cu mine ai încheiat. El este în stare să rupă imediat o relație, e imediat în stare să-l certe, ei spun așa că e prietena mea, este în stare imediat să certe pe cineva pentru că nu a făcut ce i-a zis el să facă. Pe el nu-l interesează că omul se întristează, pe el nu-l interesează dacă persoana aia suportă modul în care îl ceartă, el are un singur scop. Ai făcut ce ți-am spus sau nu? Și trăiește și moare ca să faci ce ți-a spus el. A doua categorie de lider, a doua categorie de părinte, a doua categorie de om, este cel care vine și sacrifică sarcina pentru relație. Și dacă ea n-a făcut bine ce trebuia, el nu-i zice nimic. De ce? Să nu se supere. Lucrarea Domnului se duce în jos, lucrul rămâne nefăcut sau făcut prost, dar el nu-i zice nimic ca să nu se supere. Și dacă cineva îi zice, bine mă, ce fel de lider ești, nu puteai să-i zici, îți place ce a făcut? Și zice, a, mă, lasă. Și găsește o circumstanță atenuantă, spunând, ai las că e mică, ai las că e, tot timpul găsește câte ceva. Pentru el nu este important, nu e importantă slujba, sarcina, să faci ce trebuie. Pentru el e importantă relația. Și sacrifică toată slujba din biserică, poate să meargă cât de rău, dar relațiile le păstrează. Celălalt strică toate relațiile, dar îți pune verde în față ce are să spună. A treia categorie este omul care încearcă să facă treaba și să păstreze relația. Este omul care încearcă să facă și lucru, dar să păstreze și relația. Are un echilibru între cele două. Nu știu cât sunt din ăștia, dar cred că sunt foarte puțini. Colericul este genul de om care întotdeauna sacrifică relația pentru slujbă. Pe el îl deranjează nedreptatea, iubește calitatea, face față la orice situație critică. Dacă e o problemă în Afganistan sau în Irak sau în altă parte, pe el poți să-l trimiți acolo că vine cu Saddam în vârful baionetei imediat. Îl prinde pe Saddam imediat. Ăsta e bun de detectiv. El rezolvă orice problemă. Pentru el nu există barieră. E un om, e tipul de om bătăios. E tipul de om bătăios. Ăsta rezolvă orice. Dacă îl trimiți undeva să rezolve o problemă, o rezolvă imediat. E descurcăreț. Foarte descurcăreț. Excesiv de descurcăreț. El reușește acolo unde alții eșuează. Asta nu pentru că e mai inteligent decât ceilalți, dar pentru că nu renunță, nu se dă de bătut, e încăpățânat. Și încearcă, bate, bate, bate până îi se deschide.
El este un lider înnăscut. Cei mai mulți generali ai lumii au fost colerici. Dacă vreți să cercetați biografia lui Hitler, Ceaușescu, Alexandru Macedon, ce să vă mai zic? Mari eroi ai lumii. Toți au fost colerici. Toți. Oameni care nu s-au lăsat. Bă, după mine, după mine! Macedon, spre exemplu, a fost și dotat de Dumnezeu, sau dacă vreți, de mama natură, sigur că de Dumnezeu. El nu dormea decât 2 sau 3 ore pe noapte. Mă mir și eu cum îi ajungea, dar marea lui problemă nu era că dormea puțin. Marea lui problemă era că nu permitea unui ostaș, unui soldat din armata lui, să doarmă mai mult de 4 ore. Pe cine dormea mai mult de 4 ore, îl trimitea acasă. Cu el mergeau numai oameni obosiți, stresați și neodihniți. Pentru că el avea senzații, el vedea lumea prin prisma temperamentului lui. El avea senzația că toți oamenii sunt ca el. Și nu îi lăsa să doarmă pentru că el nu dormea. El era un tip mărunt, așa ca mine, mai mărunt un pic, și la un moment dat s-a dus undeva și a vrut să ia de pe un raft înalt ceva, un obiect. Și omul care a fost toată viața asistentul lui și care l-a și otrăvit în final și care tot timpul i-a fost un prieten, un tovarăș adevărat, dar l-a asistat, a fost servitorul lui, era un tip foarte înalt. Și văzându-l pe împărat că încearcă să ia lucrul ăla și nu poate, i-a zis: împărate, nu o să ajungi acolo că ești mic. Și Napoleon s-a uitat la el și i-a zis: tinere, eu nu sunt mic, sunt mărunt. Întotdeauna colericii sunt așa. Un alt lucru care este specific lor este faptul că latura lor emoțională este foarte slabă. Ei sunt niște oameni reci, inexpresivi. Nu se lasă, nu li se face milă ușor. Au tendință să fie cruzi, sadici. Dacă ăsta vrea să te bată și reușește, să știi că o să te bată bine. Îl dezgustă oamenii care plâng, mai ales, să mă iertați, domnișoarelor. Subapreciază, ironizează și disprețuiește pe cei ce plâng, mai ales pe fete. Dacă vede o fată că se minunează de un copil, de o floare, râde să se prăpădească. Îl atrag lucrurile practice. Îi plac motoare, mașini, avioane, șuruburi, să nu-i arăți flori, buruie încolorate, să nu-i arăți copii, nu-l atrag deloc cartele frumoase, deloc. N-are nicio îl duci la teatru, Doamne ferește, n-are ce să caute acolo. El este foarte independent. El poate să trăiască singur toată viața. N-are nevoie de ajutorul nimănui, e mândru, are tendințe spre mândrie. Și dacă vrei să-l ajuți, spune: nu mulțumesc. Ăla nu-ți cere ajutorul nici să moară. Mai bine moare, dar să zică: te rog frumos să mă ajuți. Nu zice. Este mândru, încăpățânat și vrea să pară că el niciodată nu depinde de nimeni. Și câteodată reușește. Astfel de oameni sunt buni lideri, conducători. Spuneam și mă repet, nu există lider mai bun decât un coleric. Ăsta e un tip puternic, cu inițiativă, are planul imediat. În orice criză el vine și spune: a, ce faci așa, așa, și tu du-te acolo și ce stai, du-te odată. Ăsta e imediat, ăsta nu te lasă, e îndrăzneț, e direct, imediat găsește de lucru la toată lumea, are puterea să-i spună omului adevărul în față, nu te lasă. E un lider grozav. Ăsta dă de lucru la toată lumea. Și după aceea el se odihnește. Este bun pentru roluri executive. Este grozav pentru roluri executive. Dacă criminalii cei mai buni criminali, ce ciudat vorbesc, au fost colerici. Dacă îl pui să omoare pe cineva, mă refer la o persoană care nu are principii, nu are morală, nu are valoare. Dacă îl pui să omoare pe cineva, îl omoară imediat și foarte bine. Își face geabul de nota 10. E sadic, e crud, e nemilos,
Ăsta este un bărbat stil, cine să zic, Stallone. Ăsta n-are decât mușchi și pușcă. N-are sentimente, nu-i se face milă, ăsta nu-și pupă copilul niciodată. Și nici pe nevastă nu o prea pupă. Atenție, domnișoarelor, dacă vreți să fiți înțelese, dacă vreți să fiți în mod practic gingășite și înduioșite, atunci vă rog frumos să evitați pe colerici, că ăștia n-au timp să se ocupe de mărunțișuri de genul ăsta. Și dacă o să vă strângă în brațe odată la nuntă, și apoi la primul copil, și apoi la nunta de aramă, să știți că este bine. El n-are timp să se ocupe de fleacuri. Ăsta este un om important, el trăiește pentru mașini, avioane, motoare, șuruburi. Cei mai mari dictatori ai lumii au fost colerici. Cei mai mari lideri ai lumii, cei mai mari producători ai lumii, oamenii care au înființat companiile de mașini, ăștia toți au fost colerici. Pentru că numai un coleric poate să aibă succes acolo unde alții sunt dezamăgiți și renunță. Al treilea tip temperamental despre care vreau să spun câteva minute este melancolicul. Drăguțul de melancolic este supranumit temperamentul negru și sumbru. Este un tip analitic, foarte analitic. Ceea ce îl caracterizează pe melancolic este că are capacitatea să se sacrifice pentru alții. Nu există prieten mai credincios ca melancolicul. Dacă vreți un soț fidel, dacă vreți un soț care să vă stea aproape, să vă ajute și la spălatul vaselor, atunci găsiți-vă un melancolic. Acesta este foarte fidel în prietenie, în căsătorie, în cuplu. El e în stare să se sacrifice pentru tine, îi face plăcere să se sacrifice pentru tine. Scopul vieții unui melancolic este să trăiască pentru ceilalți. El e un foarte bun creștin. E bun să-l pui lider al departamentului de ajutorare cu săraci. Ăsta așa are milă de săraci. Ăsta își vinde și mașina după ce a împărțit banii și ajutoarele și mai ajută pe câțiva. Are o inimă mare, foarte mare. E un om extrem de milos. Pe cât e colericul de criminal, atât este melancolicul de milos. Scopul vieții lui este să se sacrifice pentru alții, să trăiască pentru alții. Este foarte sensibil emoțional. E foarte mămos. El e foarte gingaș cu copiii. Să nu uitați că niciun om nu este doar un tip temperamental. Noi suntem amestecul la 2, la 3 sau la chiar 4 tipuri temperamentale. Sunt și colerici care cu familia lor sunt mămoși, adică sentimental, calzi, plăcuți, dar nu sunt mulți. De fapt, nu știu câți sunt. Ei sunt foarte impresionați de artele frumoase. Ăștia sunt bărbații care iubesc florile. Sunt și din ăștia. Pentru ei florile sunt mai mult decât buruie încolorate. Florile fac sens. Îi vezi că acasă au flori și îl întreb, cine îngrijește florile, soția? Zice, nu, eu. Tu? Zice, da, ce te miri? Mă miră. Îi place să se ocupe de copii, de lucruri din astea casnice. Are obiceiuri femești, într-un cuvânt. El este un extrovertit, însă stările lui interioare variază de la râs la plâns fără nicio problemă. Mergi cu el și așa de tare se bucură, de zici, mă, dar nu e în regulă cu ăsta. Și peste 5 minute e în stare să plângă, să rupă pământul. Uite, acum plânge, uite acum râde. N-are niciun socoteală, n-are niciun Dumnezeu. Tot timpul e așa, când pe o parte, când pe alta, ca peștele care se zbate. E foarte instabil emoțional. Foarte instabil.
Așa cum spuneam, este un prieten loial, dar el nu-și face prieteni ușor. El e prietenul tuturor, dar el nu are prieteni. El este foarte suspicios. E cu ochii pe tine, critic și e în stare să-ți găsească nod în papură. El nu are prieteni. Nu se simte bine între oameni. Se simte amenințat între oameni. Dacă îl pui între lume mult, îl doare capul. Zice, du-mă de aici că mă doare capul, îmi vine amețeală. Vrea acasă. Vrea să citească o carte, să se joace la computer. Face orice, dar să nu-l pui între oameni. Și când îl întrebă, dar tu nu te-ai plictisit? Zice, nu. Și mă doare capul să stau acolo în gălăgie. Sangvinicul și colericul? Păi ăștia îi doare capul să stea singur. Atunci când vă căsătoriți, să țineți cont și de asta, că nu o să se schimbe de dragul vostru. Țineți cont și de asta. Repet ce spuneam data trecută, nu vă căsătoriți după tipul temperamental. Dar dacă puteți să țineți cont, nu o să greșiți. Altfel, oricum o să-l cărați în cârcă, că n-aveți încotro. Este temperamentul cel mai de încredere dintre toate patru. Este cel mai credincios, cel mai loial, cel mai fidel în prietenie dintre toate cele patru temperamente. Nu începe ușor ce face. Sangvinicul zice, lasă-mă pe mine că fac eu, dar nu se ține de cuvânt. Nu se ține. El pe toate le face, dar nimic nu face. Melancolicul, dacă îi zici, nu vrei să faci tu chestia aia, el nu zice da, el zice, lasă-mă să mă gândesc. Lasă-mă să mă gândesc. Dar și ce promite că face, face. Este un om de cuvânt. Este un om care nu-și încalcă cuvântul de obicei. Genul acesta de oameni poate ajunge ușor la sublim, la desăvârșire, la geniu. Cele mai mari genii ale lumii, nu în domeniul conducerii, ci în domeniul au fost melancolici. Cei mai mari oameni de știință au fost melancolici. Cei mai mari inventatori au fost melancolici. Așa cum spuneam, sensul vieții lui este să-i ajute pe alții. El suferă foarte ușor de dragul altora. Îi place să sufere pentru alții. Face mult bine. Oamenii aceștia vor lucra ușor să fie artiști, inventatori, filozofi, pedagogi, teoreticieni. Data viitoare, când vom vorbi despre defectele temperamentelor, acum vorbesc despre trăsăturile lor. Data viitoare o să vorbesc despre defectele lor. Am să spun și oamenii din Biblie care erau așa. Am să arăt calități și defecte la fiecare temperament. Scopul meu nu este neapărat să fac o lecție de psihologie și scopul meu este să ajung după prezentarea aceasta când veți avea, când vă veți aduce aminte de lucrurile astea pe care le știți foarte bine sau le-ați știut foarte bine cândva. Vreau să privim în Biblie și să înțelegem împreună cum poți să te schimbi. Că orice temperament are calități, dar și defecte. Cum poți să te schimbi? Eu am spus că temperamentul nu se schimbă, dar eu spun că temperamentul se poate schimba. Al patrulea tip temperamental este flegmaticul. Pentru el viața e așa ceva foarte banal. Pentru el viața e o chestie plăcută. El nu se consumă drăguțul deloc. El, dacă cade bomba lângă el, nu-i nicio problemă, lasă cadă, bine că n-a căzut pe el. Nu se impacientează, ăsta nu știe ce e la stres. Dacă îl întreb care e definiția stresului, zice, dar eu de unde vrei să știu? Timp în care întreabă-l pe un coleric care e definiția stresului sau pe un sangvinic, că la de când se naște până moare, tot stresat e. Tot agitat este, ăla tot timpul e grăbit. El tot timpul face treabă. De ce? Că are inițiativă și își asumă multe angajamente. Fac eu și sigur că trebuie să le facă și e grăbit și e ocupat. Flegmaticul nu face nimic. Ăsta nu face nimic. Dragi domnișoare și dragi surori, când vă veți căsători, dacă vreți să fiți și bogate în viață, trebuie să fiți atente că ăstuia nu-i place munca.
Ăsta este un tip, dacă vrei să-l faci politician sau diplomat, dacă George Bush a obosit și rămâne scaunul liber, foarte probabil că el se va gândi să se ducă acolo și să facă vreo două semnături. Dar dacă nu, el să facă zidărie și chestii de-astea? Nu. Pentru el viața este o chestie, e un teatru, e un joc, e o problemă foarte banală. Ăsta este cea mai iresponsabilă ființă din univers. Cea mai iresponsabilă. Deci, dacă nu îi zici în mod direct, dar simte-te, mă, și fă și tu ceva. Simte-te! Nu vezi lângă tine că... Nu. El se uită la tine și zice, ce ai, mă, de țipi așa la mine? Nu vrea să se implice în nimic. El nu vrea să aibă obligații. Nu vrea să aibă nicio obligație. E un tip calm. Ăsta nu se enervează. Când eu m-am pocăit, am cunoscut un astfel de frate. Avea vreo 7-8 fiți și vreo 4-5 în lățime și avea mulți paunți. Dumnezeu știe câți avea, dar avea mulți. Și omul ăsta era veșnic, calm, liniștit și zâmbitor. Și când l-am văzut în biserica lui Dumnezeu, am zis, eu așa trebuie să fiu. Și de atunci au început problemele. Dacă el mergea la autobuz, mergea de gândeai că autobuzul vine diseară. Dacă se ducea la lucru, gândeai că el e schimbul 3. Dacă mânca, îi trebuia cel puțin o oră fără nicio problemă. Dacă se urca la amvon, până citea din Matei capitolul 2, se expira timpul de predică. Și eu când l-am văzut am zis așa, ăsta este pocăit. Eu ca ăsta trebuie să fiu. Să mănânc încet. Eu nu pot să mănânc încet, pentru că uit. Și după ce mănânc puțin încet, uit și mănânc ca de obicei. Adică imediat. Că n-am timp acum să stau toată viața la masă. Și dacă vreau să vorbesc, vorbesc imediat, că mai bine vorbesc mai repede și mai mult. Și pe toate lucrurile le fac repede. De felul meu. Și a început chinul. A început chinul. Am încercat să mă disciplinez. Și pune-te pe post. Și pune-te pe rugăciune. Și să fiu și eu ca omul ăsta. A trecut foarte mult timp, un timp lung, chinuitor, și Dumnezeu a avut milă de mine într-o seară și mi-a spus, omule, tu nu trebuie să fii ca ăla, tu trebuie să fii ca tine. Pentru că dacă eu vreau ca tu să ai arderea la fel de lent ca omul ăla, atunci eu te făceam așa ca pe el. Dacă vreau să ai ochii albaștri ca el, îți făceam culoarea ochilor albaștri. E ca și cum eu aș fi vrut să am culoarea ochilor negri, cum îi avea el, sau să am părul blond, cum îl avea el. Același lucru mi-am propus eu când am vrut să fiu ca el. Omul ăsta nu era blând, era încet. Omul ăsta nu era calm, era... Persoana aceasta își ține sentimentele în fru foarte ușor. Dacă e supărat, nu știi. Dacă e bucuros, nu știi. Nu știi cum e. Și când se bucură și când se supără, tot așa e. Nu știe să se bucure, nu ți arată, nu râde. Dacă îi scapă din joi, împaște un zâmbet, așa, ha, mare lucru. Iar dacă se supără, nu zice nimic. Tace... Și atât. El apreciază foarte mult calitatea, e bolnav de calitate. Tot timpul e critic și e cu ochii pe tine să-ți spună că ai greșit. Apreciază foarte mult calitatea.
nu duce lipsă de prieteni pentru că are un umor exagerat. Și calitatea umorului lui constă în faptul că toată lumea râde, dar el never. El așa multe glume spune și râd toți, dar el nici măcar nu zâmbește. Stă serios și tu râzi să mor lângă el. Este foarte, foarte, foarte plin de umor. Nu este bun de lider. Dacă îl puneți lider pe ăsta, e bai. Pentru că ăsta n-are chef de nimic. De nimic, n-are chef nici de el, dar de alții. Cu ăsta moare și copilul. Eu știu pe unul care și-a luat copilul, că s-a dus nevastă, s-a dus nu știu unde și el și-a pus copilul, l-a aruncat într-un cărucior. Doamne, că eu te... Cu ăsta zice, ce să fac cu ăsta, zice? Mi-e frică să-l iau în brațe, că uite, zice, e așa de mic și de moale, zice, parcă se rupe. Dar ia-l, mă, omule, în brațe, zice nevasta, și pune-l în cărucior și du-te un pic și fă și cumpărături, că uite, s-a dus femeia, nu știu unde s-a dus. Și l-a luat, s-a dus la cumpărături, s-a uitat la mazăre, la fasole și-a luat un ziar, s-a așezat pe niște cutii, a citit ziarul și când a citit ziarul, după ce a citit ziarul, s-a scărpinat și a plecat. S-a dus acasă, a mai citit un ziar și numai ce vine biata nevastă-sa. Și zice, doarme? Zice, cine? Zice, copilul doarme că nu l-au plângând. Copilul? Copilul, zice! Aoleu, copilul e în magazin, zice. În magazin? La care magazin? Îl uitase la magazin. Îl uitase. Pe ăsta, dacă îl puneți lider, e în regulă. Calitatea lui este că e foarte împăciuitor. E foarte împăciuitor. Dacă vă căsătoriți cu unul de ăsta, dragele mele sau dragii mei, să știți că tot timpul o să aveți nervi. Vă enervează liniștea lui sau a ei. El tot timpul e împăciuitor. Dacă el e un al treilea, el tot timpul zice, cu dragoste, zice. Nu mă încerc, nu țipa, nu. E cel mai bun împăciuitor. Ăștia sunt buni de politicieni. El niciodată nu se ridică să spună, băi copii, dar mai stați-vă jos odată și mai potoliți-vă cu gălăgia. Na. Asta nu zice în veac. Poate să sară copiii pe lângă el, poate să sară și pe el. Asta nu zice nimic. Asta zice, lasă-i că sunt copii. Dacă aveți un șef sau un păstor coleric și apoi vine unul flegmatic sau invers, diferența este ca de la bicicletă la avion. Este izbitoare, pentru că unul n-a zis nimic și unul le zice pe, și altul le zice pe toate. El, flegmaticul, este bun diplomat. Ăsta așa e de bun de diplomație, e cel mai bun diplomat. Dacă vrei să împace ceva, să îi împace pe doi, ăsta e bun de consilier marital. Cine divorțează, dacă se duce la ăsta, are toate șansele să nu mai divorțeze. Este foarte bun diplomat, e bun contabil. E bun de orice, dar să nu muncească așa mult. E bun de profesor. E bun de om știință, e bun de om de știință și e bun pentru muncă meticuloasă. Adică pentru o muncă din aia enervantă, mărunțică așa, pentru o muncă din aia plicticoasă și tot cu să coși bună oară. Asta te enervează, să te plictisește la culme să coși. Cât să coși? Că mereu numai așa faci. Nimic nou! E, ăsta coase toată viața fără nicio problemă. Muncile meticuloase, pe el îl atrag foarte mult. Dragi tineri, aș vrea să vă spun în încheiere că noi suntem așa. Fiecare dintre noi suntem așa. Marea problemă nu este că noi suntem așa. Marea problemă este că deseori noi intrăm în relație de căsătorie cu cineva care e tocmai invers. Și atunci noi devenim obositori pentru persoana aceea și persoana aceea pentru noi. Veți zice, Duhul Sfânt face. E adevărat, Duhul Sfânt face, dar diferența rămâne. Și diferența nu o suportă Duhul Sfânt, o suporți tu. O suporți tu. Se schimbă caracterul? Odată am spus da, odată am spus nu. Caracterul nu se schimbă. Însă caracterul poate fi acoperit.
Iertați-mă, trebuie să spun invers. Se schimbă temperamentul, nu de caracter vorbesc în seara aceasta. Odată am spus da, odată am spus nu. Adevărul este că temperamentul nu se schimbă. Dar temperamentul poate fi acoperit de caracter, pentru că caracterul se schimbă. Eu pot să mă abțin de la înclinația mea temperamentală. Mă pot abține de la înclinația mea temperamentală. Cum se numește acțiunea de a mă abține? Autocontrol sau înfrânare? Temperamentul meu este să glumesc. Domnule, eu am nevastă acasă. Și găsesc două, trei fete și două, trei surori și tot timpul pe lângă ele și tăi cu povești și cu râs și cu glume din alea, cu două sensuri și o conduc nu știu până unde și o... Eu simt să fac asta pentru că ăsta mi-e temperamentul meu, vorbăreț, drăgăleț, glumeț, dar acum pentru că l-am cunoscut pe Hristos, caracterul meu mă oprește pe mine să manifest temperamentul natural și mă abțin. Mă abțin să fiu glumeț, dincolo de limită, mă abțin să fiu neserios, mă abțin să fiu, mă disciplinez. Temperamentul niciodată nu se schimbă, dar caracterul poate să-l țină în frâu și să-i dea o valență, o orientare cinstită, serioasă și dreaptă. Dragi tineri, trebuie să vă cunoașteți defectele și calitățile temperamentale, pentru ca defectele să le puteți acoperi cu un caracter integru, moral și creștin. Dacă nu vă cunoașteți defectele temperamentale, veți spune întotdeauna, păi ce să faci, așa sunt eu, mai vorbăresc de felul meu. Ce să faci? Să te pocăiești. Și dacă te pocăiești, nu o să mai fii așa, o să fii cum trebuie. Îmi place pentru că pot să discut aceste lucruri cu voi și de asemenea îmi place să cred că ele fac sens pentru voi. Dacă voi vreți în viață nu doar plăcere, ci vreți calitate, vreți performanță, vreți carieră, îl vreți pe Dumnezeu, vreți cerul, atunci voi trebuie să deveniți altfel decât cum sunteți de felul vostru. Trebuie să deveniți de felul lui Iisus Hristos. Pentru asta trebuie să puneți caracterul să vă păzească temperamentul. Caracterul este omul cel nou, temperamentul este omul cel vechi. Pe cine hrănești, acela învinge. Pe cine îl pui lider, șef, cui dai puterea de decizie? Aș vrea în seara aceasta, înainte de încheiere, să ne rugăm. Probabil că și tu, în timp ce m-ai ascultat, ai constatat că ai multe defecte. Ești ori prea deschis, ori prea închis. Însă, indiferent cum ești, sigur ești într-un fel. Și indiferent de felul în care ești, felul în care ești are defecte și are calități. Lasă să crească calitățile, să înflorească, însă prin caracter oprește defectele și strivește-le. Vrei să faci asta? Trebuie să-i spui lui Dumnezeu că tu vrei să faci asta, dar nu poți. Și dacă tu vrei, Dumnezeu va putea. Dar pentru asta trebuie să te disciplinezi, să fii un om serios, să ai demnitatea de a te ocupa de tine. Dacă tu nu te ocupi de tine, eu nu mă pot ocupa de tine decât să-ți spun ce trebuie să faci. Dar eu nu o să fac niciodată în locul tău, cum eu nu mănânc și nu dorm niciodată în locul tău. Vă invit respectuos să ne ridicăm și să stăm înaintea Domnului pentru rugăciune. Să ne luăm timp și să ne rugăm în mod practic și concret pentru noi și pentru temperamentul nostru care ne face probleme. Amin.